Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi vom discuta despre organizarea administrativ-teritorială a României. Din punct de vedere administrativ, teritoriul țării noastre este organizat în comune, orașe, municipii și județe. Comuna este unitatea de bază a organizării administrativ-teritoriale și este alcătuită din unul sau mai multe sate. Într-o comună există o singură primărie și un singur consiliu local. Spre exemplu, din comuna Modelu a județului Călăraș fac parte satele Modelu, Tonea, Stoinești și Radu-Negru. În România sunt numai puțin de 2682 de comune, care însumează teritoriul la 12.959 de sate. Orașul este unitatea administrativă din mediul urban condusă de un consiliu local și un primar ales prin vot democratic. În România sunt 319 orașe. Dintre acestea, 103 au statut de municipii. Municipiile sunt orașe mai mari cu rol economic, social, politic și cultural însemnat. Cea mai mare formă de organizare administrativ-teritorială este județul. În România sunt 41 de județe pe care le puteți observa pe această hartă, la care se adaugă municipiul București, acesta având o administrație proprie. Fiecare județ are o reședință de județ, aici aflându-se prefectura. Puteți observa pe această hartă județele, reședințele de județ ale acestora, trecute cu punctuleț roșu, și municipiile care se află în fiecare județ, cu punctuleț negru. Acum îți propun rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Documentează-te din diverse surse și află ce statut administrativ-teritorial are localitatea ta de reședință? Câte orașe sunt în județul tău și care sunt acelea? Câte municipii sunt în județul tău și care sunt acelea? Care sunt comunele din județul tău cu cel mai mare număr de locuitori? Enumere-le pe primele 5. Cu ce județe se învecinează județul în care se află localitatea ta? Aștept răspunsurile tale în secțiunea de comentarii acestui video. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați la canalul EduCred Gimnaziu pentru a fi la curent cu cele mai noi resurse educaționale deschise realizate de profesorii experți care lucrează în cadrul proiectului CRED. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc sănătate și succes!